Cinstesc de multe ori mai puternic pe ziarist decât pe scriitor. Fiindcă el are o muncă susținută, continuă și obligatorie. Și își face un fel de a gândi și de a simți instantaneu. Să stai la coada mașinii rotative, să gândești, să muncești, să te obosești. Lucrul ăsta nu se face de două ori în viață. O singură dată, în tinerețe. Tinerețe câteodată durează ca la mine, o viață întreagă, nu așa? Da, adevărul este că mă simt mai mult tipograf decât scriitor. Și probabil prin tipografie și prin minuțiozitatea îndeletnicirilor mele gazetărești, am ajuns, cum să zic, scriitor. Pun între ghilimele cuvântul ăsta, pentru că verbul a scrie are atâtea implicații vaste pe care tinerii le iau cam ușor, fără să le cunoască, fără să le trăiască. Mi-a intrat în sânge afacerea asta și nu pot să mă debarasez de ea. Îmi vine câte o idee în somn și sar în sus și trebuie să o scriu. Câteodată e întuneric, o scriu și pe întuneric. Scrisul trebuie foarte muncit și să fii pătruns de el adânc. Pe de o parte e o nenorocire, pe de altă parte este singura satisfacție pe care poate să aibă un om îndrumat pe calea asta. Eu scriu acum cum scriam la 20 de ani. În fiecare zi nu las condeiul din mână și nu pot să dorm, să mă culc, să mănânc fără să-mi fac datoria. Eu le-am scos copiilor mei din limba latină o vorbă pe care le-am scris-o pe toate caietele lor. Nulla dies sine linea. Nici o zi să nu treacă fără să lucrez.